Bună seara, bine v-am regăsit aici la Canal 33, la interviuri neconvenționale, ne între paranteze, pentru că uneori sunt neconvenționale, alteori sunt convenționale în funcție de invitat. Eu prefer în general neconvenționale, pentru că nu cred că protocolul și adresarea exagerat politicoasă înseamnă neapărat respect. Nu cred că respectul stă neapărat în pronumele de politețe sau într-o atitudine așa foarte sobră și scorțoasă. Respectul înseamnă mult mai mult. Dar în sfârșit, asta e părerea mea. E neconvențional interviul de astăzi pentru că e cu un om foarte drag mie, pe care îl cunosc de mult, de când eram noi foarte tinere. Adică eram chiar așa niște puștoaice. Copii. Da, eram niște copii și ne mai leagă ceva. Ne leagă faptul că ne iubim foarte mult tații. Despre invitata mea pot să spun că îl iubește. Eu ar trebui să spun la timpul trecut, dar nu vreau să folosesc timpul trecut. Sunt doi tați de care fiicele lor sunt foarte mândre și foarte iubiți, vreau să cred, și de dumneavoastră. Iar tatăl invitatei mele de astăzi, pe care și eu îl iubesc foarte mult, e un om care a făcut foarte mult pentru cultura românească, pentru teatru, și e un scriitor senzațional în același timp. Iar ea este Ruxandra Săraru. Bună seara, Cristina, și îți mulțumesc mult. Eu mulțumesc, Ruxi, că ai venit. Știu că prietenia noastră duce mult în timp înainte de a ne naște noi. Părinții noștri au fost prieteni foarte buni, fost colegi de televiziune și de radio. Exact. Nu pot să uit o povestire extraordinară pe care mi-a spus-o tatăl meu, cu harul lui și cu modul lui oral, când înainte farmecul lui, și cu farmecul lui extraordinar. Da, și știu că a venit odată acasă și mi-a spus, zice, îi spunea mamei mele, eu ascultam, zice, știi ce a făcut Popescu astăzi? Ce a făcut? Ce, băi, a venit, zice, vreau să-l dea afară, și a venit îmbrăcat colonel în armată, de armată. Și au înghețat toți în momentul ăla. A era fost chiar înainte faza aia, când cu meciul, uite, mi se face pielea de așa. Și eu eram îndrăgostită de tatăl tău, trebuie să recunosc. Era cam mare pentru tine. Da, da, orice fetiță își dorea. Aveam doi oameni pe care iubeam foarte mult pe vremea respectivă, pe Răzvan Teodorescu și pe tatăl tău. Și iată că amândoi au ținut la mine foarte mult. Răzvan mi-a fost mentor în carieră și în viață. Și tatăl tău nu trecea, nu trece, hai să fiu ca tine, și nu s-a trece vorbim an de ziua mea să nu mă sune și să-mi spună: la mulți ani, Ruxandra. Măi, noi berbecii, noi berbecii, tu pe cât, când ești? Exact? 17 aprilie. Aprilie. La sfârșit de martie, tatăl tău. 26 martie, pentru că eu îl sunam la rândul mie. Și a fost a fost un transfer așa extraordinar. Țin minte că atunci când am făcut o emisiune cu dânsul, eram foarte emoționată și mi-a zis: stai, Ruxandra, om de radio și de televiziune. Și a, era invitatul tău? Era invitatul meu la 5 o'clock cu Cristian Țopescu, aveam la Radio România Actualități, și mi-a zis: atât să-mi pui o piesă muzicală pe care vreau eu să o dedic ascultătorilor, restul, zice, o să meargă de la tine. Eros Ramazzotti. Ramazzotti, da. Și Jodassin, da, atunci era Eros Ramazzotti. Deci ne leagă foarte multe, ne știm dinainte de a ne naște. Eu te iubesc foarte mult pe tine și te admir pentru tot drumul tău jurnalistic echilibrat. Stai așa, lasă-mă să vorbesc, că sunt olteancă și trebuie să vorbesc și sunt berbec. Nu pot să mă pun cu ea. Da, așa. Și te iubesc pentru că ești foarte generoasă cu ființele umane și cu ființele în general. Da, eu cred că cu toate ființele. Ești foarte iubitoare și iubăreață, cum se spune așa. Da, și eu sunt jumate olteancă. Da, așa, da, că da, și oltencele, da, sunt, da, jumate, da, sardeleancă și eu, jumate olteancă. Eu sunt un sfert sardeleancă, că și-ai mei, tata se trage dintr-o parte de lângă Sibiu.
Da, deci Ardeal, deja, Ardeal, da. Ardeal. Vâlcea, Sibiu, astea sunt... Dar tatăl tău nu are deloc temperament de ardelean, nici eu care sunt născută la Oradea. E expansiv, e da, pasional, da, da. Tu ești mai molcomă totuși, da. A, nu, aparent. Aparent, dar ești molcomă, adică ești. Vreau să cred că sunt o persoană blândă, dar până mă... Cred că cineva foarte tare pește, coadă, da, când da. Lupt pentru o cauză, mai da, ales. Da, 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 ești foarte hotărâtă. Da, și tu ești foarte hotărâtă. Eu sunt mai mult decât trebuie. Cum adică? Ce adică de multe ori îmi trec eu mie peste mine și sar calul foarte mult. Când mă scoate ceva din minți, mă scoate definitiv. Temperamentul definitiv. Joacă feste, crezi? Sau ce? Ce crezi joc că mie, eu am două frici, de fapt trei. Ca să-ți, da, pentru tot e prima bine, oară. Nu sunt multe. Da, da, sunt fundamental. Odată mi-e frică de Dumnezeu, a doua oară mi-e frică să nu-l fac de râs pe tata și a treia oară mi-e frică de mine însămi. Sunt cel mai mare dușman al meu. Cel mai mare. Asta e în premieră pentru tine. Deci asta este... și mai am o teamă, nu o frică, să nu vadă lumea cât sunt de... Sensibilă. Sensibilă, vulnerabilă. Da. Vulnerabilă. Asta deși e. Poți să fii sensibilă și foarte puternică în același da, timp. Da, cred e așa cumva, știi? Da, vulnerabilitatea da, da. Nu înseamnă neapărat slăbiciune. Nu, 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 nu. Și chestia asta, cu frică, de ce frică de Dumnezeu? Eu, de exemplu, sunt credincioasă, dar nu sunt practicată. Nu, nici eu nu sunt practicată. Dar mi-e frică să nu greșesc. Să nu greșesc, nu atât ca să mi se întoarcă mie, ci știu că Dumnezeu nu bate cu parul. Să nu se întoarcă ceva împotriva sau asupra celor pe care eu îi iubesc foarte tare. Eu așa dezlușesc zicala, Dumnezeu nu bate cu parul. În același timp se spune că Dumnezeu ne iubește pe toți. Eu zic că m-a iubit. Eu nu sunt foarte lămurită aici, adică am tot felul de conversații cu Dumnezeu apropo de carte și nu sunt foarte, n-am certitudini și nu-mi dau seama dacă Dumnezeu uneori într-un fel, nu că ne pedepsește, dar ne dă niște lecții. Ne dă niște lecții și da? Ne dă cât putem duce. Și ne dă cât putem duce sau că indiferent ce facem, El ne înțelege și ne iubește și că poate viața de cumva iubit, ne întoarce. Noi înșine ne întoarcem, noi înșine ne întoarcem. Da. Noi înșine ne întoarcem. Spun un lucru pe care eu cred că pe mine m-a iubit Dumnezeu în câteva momente, dintre care tot la tine în premieră îl spun, n-am vrut să spun, multă lume nici nu știe. Eu m-am îmbolnăvit de cancer și am scăpat cumva, da, de curând un an. Și a fost bine până la urmă. Sper să fie până la sfârșit. O să fie. Și te-a ajutat și chestia asta? Da, credința. Da? Foarte tare. Dar vezi, când suntem așa, știi, în momente de răscruce și de mare, mare deznădejde, ne îndreptăm tot acolo ajungem. Da, da, ne îndreptăm către cei dragi și au fost două persoane. Da, da. Și au fost două persoane în afară de tata, care totdeauna a crezut în mine și mă gândeam, oare cum să-i fac eu durerea asta mare? Să dispar, știi? Au fost două persoane în afară de el, două prietene, Corina Dințan și Daniela Belescu, care au fost lângă tine tot da, timpul. Non-stop. Da, hai să vorbim de lucruri mai bune. Hai să vorbim. Ți-am zis că sunt sensibilă, da. Deci mai aveam puțin și veneam să șterg lacrimile, chiar dacă îmi cade la valiera, nu mai contează, dacă nu te potolești. Da. M-am potolit. Nu că-s bine acum, sunt foarte bine. N-am avut o zi de concediu. Nu știe lumea de mine, de chestia asta, n-am vrut să se știe. M-am dus la radio, colegii mei au fost extraordinari. Tu ești la Radio România Actualități. Sunt la Radio România, emisiunea da. Care se numește foarte Oameni care miști. Mișcă România, da, da. Foarte îi pun în pagină pe cei care mișcă România, care se încăpățânează să creadă că România poate, trebuie și merită să meargă mai departe, împotriva tuturor vicisitudinilor care parcă anii aceștia s-au abătut asupra noastră așa cu sacul, cu bolovanul, cu... Știa. Dar există oameni care, nu numai români, asta e extraordinar, că de multe ori îi văd pe străini iubindu-ne mai mult decât ne iubim noi înșine. Nici nu-i greu, din păcate. Și nici nu-i greu. La cum ne, da, la da. Cât ne iubim noi. Da, este și unii pe alții și da. Pe noi înșine. Și pe noi înșine. Și este o emisiune în care vreau să aduc
e urât spus, modele sau așa, dogmatic. Ei, așa, sau, s-a demonetizat, s-a demonetizat, nu e spus, dar... S-a duc oameni, da. Oameni care fac ceva în țara asta, cu adevărat, că țara asta merită, nu să fie pe mâna unor hoțe, scroci, troglodiți, tranzacționiști, dar hai să nu facem politică, doar să, tentația e mare, dar nu. Dar da. Uite, apropo de ce vorbeam noi, de blesteme, tu crezi în blesteme? Pentru că, pe de altă parte, uite, mi se pare nedrept că spuneai tu că n-aș fi vrut, dacă fac ceva rău, să se abată asupra celor dragi. Și există teoria aia că blestemele se transmit din generație în generație. Nu știu. Și dacă că eu asta cred. Mi se pare, adică Dumnezeu să îngăduie așa o nedreptate. De ce se plătești pentru păcatele strămoșilor tăi? Nu cred în blesteme. Și Dumnezeu nu poate să blesteme și nu ne blesteamă, ne blestemăm. Noi pe noi, între ghilimele. Atragem niște, da, atragem niște energii negative, exact, da. Pentru că noi suntem la rândul nostru foarte negativi. Foarte negativi. Da, și rămânem în negativitatea asta. Rămânem, știi, în negativitatea asta și ne automutilăm pe noi înșine, sufletește vorbim, ne schimonosim, ne... Uite, fără să facem politică, da. Fără să dăm nume, fără să vorbim, da, despre partid, de oameni politici. Dar, uite, eu sunt nevoită, de exemplu, să am... Mi-aș fi dorit să nu am Facebook, crede-mă. Dar eu l-am, de când mi l-a am făcut avut... Maria Țoghină foarte târziu mie. Da, da, aș fi vrut să n-am. Da. Dar de când am avut emisiune, când ai emisiune obligatoriu, știi cum e, trebuie să, da, aibă să ai pagina, să nu știu, da, ce, și trebuie, da, să comunici cu oamenii. Și, în sfârșit, atunci a trebuit să-mi fac și cont personal. Și în perioade în care se întâmplă lucruri și așa... viața noastră este afectată de tot felul de lucruri, da, mă exprim totuși, e, da, e un debușeu totuși. Dar apropo de cum suntem noi românii, cu tristețe, știi, adică eu îl iubeam foarte mult pe Cioran când eram adolescentă, da, foarte mult, dar acum mie Cioran mi se pare mic copil față de cum ajung eu cu tristețe să mă gândesc la poporul meu uneori, pentru că suntem foarte, foarte răi și încrâncenați. Ne-am înrăit îngrozitor. Unii cu alții. Da, și ne-am îndobitocit. Și atunci de ce să sperăm că ar fi conducătorii noștri și cei care sunt în slujbă de niște funcții altfel decât noi? Că popoarele și-au conducători, deși eu sunt foarte patriotă. Foarte patriotă și naționalistă în sensul bun al cuvântului, de patriotism, care nu s-a demonetat. De nu șovină sau nu. Xenofobă. Doamne ferește, cum mi aș putea că mama mea a fost crescută de o familie de maghiari, a învățat limba maghiară, deci n-am cum să... Bunica mea este, vorbesc și eu că... E acolo sus și se uite, e Gal Iuliana alături de bunica mea Antoaneta Săraru. Deci n-am cum să fiu așa ceva. Dar repet, ne automutilăm, ne autourâțim, ne auto... Nu știu cum am ajuns noi să fugim, să fim după Siria a doua populație care are exod în masă. Nu, eu nu înțeleg. Adică înțeleg, dar nu vreau să înțeleg. Dar ce nu înțelegi? Că pleacă sau că am ajuns? Că am ajuns? Să ne gonim, cum? Practic. Nu ne că am ajuns. Românii. Cum am ajuns? Cum am ajuns? Mecanism. Și sunt... constați la un moment dat că în diferite bresle au rămas, zic că au mai rămas și oameni buni, dar cei mai buni au plecat. Inclusiv... Și nu poți să-i... Nu poți să-i condamn. Clar nu. Clar nu. Și ei sunt mutilați acolo. Exact. Nu, pentru nu că le dor de strada, de profesor, de prima iubită, de prima bancă, de primul copac, de un măr înflorit, de un copac înflorit, de o... Fie de pâinea cât de rea, știi? Da. Nici ei nu se regăsesc, dar ce să facă dacă acolo... La un moment dat am ajuns să nu mă mai regăsesc nici eu, care nu mă așteptam. Dar și până m-am avut gândul de mai multe ori să plec din țară. N-am reușit până la urmă. Nu, eu m-am gândit chiar să plec. Tu te-ai gândit. Eu m-am gândit mai mult, chiar mai mult. Am încercat să plec. Dar bine, era pe vremea lui Ceaușescu și atunci era din... Pentru că era mama mea bolnavă. Așa cred că nu mă regăsesc. Și că poate dacă aș fi mai tânără, nu știu.
Dar de la ce, eu tot timpul am încercat să, gândesc, să mă gândesc de la ce ni se trage, că știi, e veșnica circunstanța atenuantă cu comunismul, că au trecut peste, au trecut și peste alte popoare ani de comunism, nu știu, bine, polonezii nu sunt cel mai bun exemplu acum, deși acolo există o opoziție la ce se întâmplă, la ce face Kaczynski acolo, dar ei au fost tot timpul foarte demni polonezii. Draga mea, eu n-am alternativă aici de niciun punct de vedere, știi? Din niciun punct de vedere. Și crezi că alegerea, asta... Da. Să ai, să alegi, să faci, să alegi. Dar aveam un prieten, tatăl meu avea un prieten, Rușinaru, care se ducea la marele McNamara, președintele Băncii Mondiale, cu mere roșii și ducea mere roșii. Oltean și el, îl chema Rușinaru, a fost până de curând, a fost președintele Băncii Agricole. Și spunea așa, ce mergem înainte, linț coborând, să nu ne frângem gâtul. Înțelegi? Da, însă știu, acum suntem într-un moment în care e foarte teamă, ne teamă multora că ne-am putea frânge gâtul. Uneori, știi, poate e bine să coborâm atât de jos încât să avem de unde să ne ridicăm. Și la să ne trezim. Să ne trezim. Tații noștri. Da. Eu am făcut un interviu superb. Eu țin minte cu tatăl tău. Țin minte și tu ai făcut pus... cu tatăl meu și da, eu cu tatăl da, tău, da, vezi? Când ai pus imaginea de final era cu pălăria lui proverbială de boier. Da, așa cu bastonul, cu un lodăr negru, cu un fular așa în capul străzii Obedenaru unde trăiește. Da, da, că am făcut, am făcut mai așa, am mers așa, deci era de mers, da, când eram la Prima TV. Da. Și a fost o bucurie, o bucurie și sper aici la pentru Canal 33 să că mi-ai zis ți-a că o să vină București. Vine. Și pentru tine vine. Și neapărat și, să mai fac. Și cât eram de încrezătoare, mai ții minte când eram la Pro TV? Ce perioadă frumoasă. Ce perioadă frumoasă. Revin la cum a început o emisiunea. Ne spuneam toți pe nume, pentru că acolo nu e, tu știi, profesoară de engleză cum ești la bază, da, că ai o profesoară de istorie și filozofie. Acolo nu există pluralul De adresare, de politețe. Și ne spuneam toți, țin minte că l-am întrebat pe Sârbu odată. Exact, și lui Sârbu ne-am... Îi spuneam Adriane. Pe Sârbu și l-am întrebat, Adriane, l-am întrebat pe Sârbu când a fost o masă cu... patronul american, cum să-i spun? Păi spune-i pe nume, zice, cum să-i spui? N-ai cum să-i spui. Exact, da. La american. La american, cum să-i spui? Na, lui Lauder. Da, cum să-i spui? Da. Lui Țiri, când era Țiri, da, nu... Pentru mine a fost cea mai frumoasă perioadă din... îmi place cuvântul carieră, zi din tu. Viața, din viața mea profesională. Profesională. Așa. Perioada de la Pro TV. La mine a fost radio, perioada cu domnul Preda. Eu acum încep să iubesc radio, acum încep să iubesc și am regretat tot timpul că nu s-a întâmplat în viața mea să fac Cine mai știe? Mult radio, știi? Cine știe? Îmi place foarte, foarte mult îmi place radio. Poate nici nu mai îmi doresc atât de multe expunere pentru că sunt ușor dezamăgită, recunosc. Nu vreau să par frustrată, dar sunt ușor dezamăgită de ce se întâmplă în jurnalismul de televiziune. În jurnalism, adică, în general. Da. În jurnalism, că televiziunea nu face... Da, televiziunea fiind cea mai expusă, știi? Poate acolo ne lovește cel mai tare. Nu, la mine Pro TV-ul a fost fuga din paradisul pierdut de la radio. Da. Și m-am întors în paradis. M-am întors. Deci paradisul radio a fost pentru radio, tine. Pentru mine radio a fost și radio este. Ce frumos! Ce viață, frumos. Radio, știi, ca să schimbăm tonul, radio of viața mea, știi? Da, viața. Dar nu știu, am impresia mi-a ținut loc de prieten, de soț, de copil, de amant, de tot. Radio, când intru acolo, țin minte că mă certase domnul Preda, domnul radio și radio. Când îmi spunea domnișoara, atunci era clar că o sfeclisem și o să domnișoară, mai vedem noi dacă mai intri, dar el îmi spunea cu drag mâine, mâine în radio și eu am zis și dacă aș spăla pe jos și closetele în radio și eu tot în radio voi fi. Și după ani de zile mi-a adus aminte Viorel Popescu, un alt mentor al meu, care a scris asta în cartea lui de memorii, zice Ruxandra, omul care l-am văzut că nu mă lauda, a zis el, iubește cel mai mult radio, eu sunt bolnavă după radio.
Sunt bolnav. Adevărul e că e, creează, nu știu, eu am sentimentul, fiind mult mai puțin experimentată în domeniu, abia am început să dau de gustul radioului, am zis că se creează o intimitate cu niște oameni pe care... E o legătură, tu îți imaginezi despre ei extraordinar, da. În primul rând că vorbești cu universul. Da, da, exact. Da, te adresezi universului. După aia îți imaginezi cum sunt ascultătorii tăi, frumoși, deștepți, tineri, bogați, rockeri, flower power, și ei la rândul lor, la rândule, își imaginează despre tine. Că dar nu știi că cine acum ești. Aproape că îmi pare rău că e și video acum la radio, da, știi? Da, dar da. Bine, e un video e discret. E misterul, știi, ca la femeie. Da, exact, exact. Ca la femeie. Exact, o femeie da, este da. Seducătoare da. Și nebunitoare, dacă are... Nu-i vezi tot chiar. Mister, o da, dură mister. De parfum și da, mister. Da, da. La radio tot așa, o lungime de undă și mister. Da. Poate era mai bine să rămână așa, știi? Să oamenii să rămână cu vocea doar, cu întotdeauna, vocea, dar cu inflexiunile, da, nu da, să cu, te da, vadă. Da, să nu să te vadă. Întotdeauna progresul are și parte bună și parte rea, ca și internetul, ca și tot... Da, misterul s-a dus naibii, într-adevăr. S-a dus, la am rămas doar cu dura de parfum și să prindem lungimea de undă cu plasa de fluturi, știi? Da, uite, pentru mine... televiziunea a fost și este în continuare o iubire a mea, pentru că am crescut acolo, am crescut. Am iubit-o foarte tare, dar am zis dar nu pot să spun că mă simt mai bine, parcă online, mă simt mult mai bine la radio, la RFI, unde fac interviuri. E mult mai bine. Nu mă mai simt în largul meu, știi? Poate ne-a creat, știi? Eu spun acum din afară, că zic că sunt din afară. Deși ai făcut și tu am televiziune. Am făcut și eu televiziune mult și am făcut online libertatea de a vorbi. Mă gândesc că televiziunea s-a ieftinit foarte tare în România. Este ce nu-mi place mie să vorbesc precum cu Ana Chirița, e cheap. E cheap, s-a ieftinit, e foarte mișto spus. Uite, s-a ieftinit. Asta nu venea, s-a ieftinit. S-a ieftinit și din cauza asta, din cauza, pe de altă parte, în online ai o legătură ca la radio cu ascultătorul, cu telespectatorul, și nu cum să-i spun, cu urmăritorul. Și un public mai subțire, cu, da. Știi? Un public mai, mai eu simt asta. Este un public, nu știu dacă mai subțire sau mai puțin subțire. Sau mai tolerant, mai e puțin radicalizat, știi? Da, deci, și un public mai cald. Mai cald. Eu, și noi suntem mai calzi. Noi fiind oameni de, totuși, din zona știrilor, chiar dacă culturale sau astea de știri, eu, în ultima vreme, fiind mai mult la televiziune de știri, asta pot să spun, că publicul, în primul rând, s-a radicalizat, bineînțeles, asta fiind opera noastră, a jurnaliștilor. Da. După și atunci, faptă și răsplată. Și atunci, în funcție de televiziunea la care ești, uite, să luăm Antena 3 și Realitatea, care sunt la cele două extreme. Publicul e, dacă la Antena 3 exprimi niște opinii care nu sunt exprimate de toată lumea acolo, te înjură tot publicul Antena 3. La Realitate la fel, același lucru. Deci nu și mai condițiile e chip să fii la mijloc. Nu mai e chip. Și televiziunea e o reflectare a societății. Înțelegi? Și pentru că societatea este crudă, rea, rebarbativă, conflictuală. N-ai văzut pe stradă lumea, nu poți să treci pe lângă că îți dă cu geanta în cap, îți dă cu papornița, țipă la tine, se bat în trafic, se înjură, fac semne obscene. Da, incredibil așa. Se conduce din claxon, nu mai se conduce cu volanul, nu, cu claxonul se conduce, da. Și cu înjurătura și cu... televiziunea preia totul, știi? E ca o... și atrage ca un burete și întoarce înapoi și mai hidos. Asta e. Și aici nu e vina noastră? Eu tot încerc să deschid subiectul ăsta de câte ori am ocazia. Acum când mai sunt invitată la vreo emisiune și asta fac și ajung acolo. Noi coborâm publicul jos în loc să îl ridicăm. Exact. Noi îl ducem jos în goana asta după audiență facilă. Iar vorbesc în termeni din ăștia iurea, care mie nu-mi plac și sunt loc comun, dar trebuie să-i spun. După audiență facilă facem totul. Of, Doamne! Dar știi că unii patroni, sau nu neapărat patroni, șefii, șefuleții,
Asta e replica pe care ți-o dau când le spui asta. Nu, domne, publicul asta vrea. Nu. Zic, nu, publicul asta nu vrea asta, publicului asta îi dai. Asta și atunci el consumă ce îi dai. Exact. Dar dacă tu i-ai da altceva, nu cred că nu s-ar mai uita și dar gata, cum să dar, nu, dar cum dispărea să nu. Televiziunea. Cum să nu, cum să nu. Adică, dar tu ți-l închipui pe domnul Iosif Sava în peisajul ăsta mediatic? Ce oameni de televiziune. Bine, hai că devenim deja nostalgice, vorbim ca două mame. Dar, nu suntem departe de, suntem două mame drăguțe. Dar ăsta e adevărul, adică chiar oamenii de televiziune, chiar și, știi că acum asist de multe, bineînțeles că nu o să dau nume, asist la o metamorfoză de asta hidoasă a unor colegi jurnaliști foarte înzestrați intelectual, foarte talentați, cu o grămadă de calități și care încep, știi, devin partizani, de o parte sau de alta, ca să nu zic și mercenari. Parcă lucrul ăsta nu se întâmpla înainte, știi, că era un singur Ceaușescu, nu înseamnă că, Doamne ferește, este o nostalgică a vremurilor lui Ceaușescu, dar ferească Dumnezeu, dar chiar și ai noștri au avut vorba aia, s-au luptat cu sistemul, dar... erau oamenii ăștia de televiziune poate... care acum nu mai sunt. Acum oamenii care sunt în prime time sunt oameni care fac circ. Fac circ și sunt foarte subțiri. Și trebuie să facă circ ca să fie în prime time. Da, și sunt foarte subțiri. Și cu asta închei. Nu mai zicem nimic. Nu. Dar hai să zicem de, zim de mari oameni de radio pe care ai mai cunoscut. De Paul. Paul Grigoriu. Paul Grigoriu, da. Care a fost prietenă bună de tot. Foarte bună prietenă. Viorel Popescu, doamna Rodica Madoșa. Ai avut de la cine învăța? Ah, vai de mine, Ioana Cristea, care era răspundem ascultătorilor. Ioana, care am învățat și a asistat și la nefericirile mele, Anca Bărbulescu, la nefericirile mele sentimentale, că am fost niște tulburate, amândouă, trebuie să recunoaștem. Da. Și acolo erai ca într-o familie, adică da, vă da, spuneți da, toate. Da, acolo era, nu, dar eu sunt deschisă și spun tot, scot pe masă tot. Da, dar bine că ai avut cui să spui. Am avut cui să spui și a rămas asta acolo. Asta e mare lucru. Și a rămas acolo, și a rămas acolo, recunosc. Și oameni de la care am furat meserie, nu m-au învățat. Dar dacă, da, păi vroiai, dacă vroiai să înveți, aveai de unde. Și stăteau cu tine, acum nu mai există dragul ăsta. Acum să-i dai în capă lui lalță. Iar începem, da. Eu da, luptă. E o atmosferă, atmosferă și în televiziune foarte urâtă. Și nu mai există solidaritate de breaslă. Nu, deloc, nu, deloc. Nu, nu, nu. Niciun fel de solidaritate. Mă uit așa, știi, de exemplu, eu mi-aduc aminte că țin foarte mult la niște chestii pe care... Ce să mai... Domnul Preda, vai, domnul Preda era ceva, avea două camere, ca să vezi cum era, era o instituție. Vorbea cu Catrin la Lumier de la egal la egal. Și care era președinta Consiliului Europei. Da. Stătea în două camere și în toate camerele avea câte un radio plus în baie. Și... În toate ascultă, cele două... Două camere plus bucătărie, plus în debara, acolo își făcuse un mic birou, plus în debara, plus în baie și pe balcon, care era închis. Și asculta... Da. Pasiune adevărată. Pasiune, nu, și știință. Cum a și fost știință. Pentru tatăl tău teatru mic, știi că taică-miu măcăra, mă duceam cu plăcere, dar eu, adolescența, mi-a însemnat foarte mult și teatru mic și foarte mic. Vezi, acum am fost la Edinburgh. Toate spectacolele le vedeam. Văzut, toate, da. toate. Am avut un sentiment de déjà vu. Am fost a doua oară la Edinburgh, cum spun ei, ca să fiu în ton Edinburgh, cu tine. Da, să nu exagerăm. Da, cu tine, așa, care ești o vorbitoare impecabilă. Și acolo am văzut, am revăzut cozi la spectacole cum erau pe vremea lui taică-meu la Sărindar. Și mi-au dat lacrimile. Zic, ia uite, tată, era, i-am dat, tată, zic, ia uite, tată. Cu Ștefan Iordache, Valeria Seciu, Mitică Popescu, Poldi Bălănuță. Am prins-o și pe Clodi Bertola, Carmen Galin, Monica Ghiuță și pe Rodica Popescu. În lungul drumul zilei că noaptea n-a fost acolo. Nu, acolo a fost dincolo, la Bulanda. A fost asta la Bulanda, dar atunci am văzut eu ultima oară pe Caragiu de azi. Da. În lungul drumul zilei către noapte. Și în rest toate spectacole, Carmen Galin, da,
Deci iubeam pe toți. Eram semi-ndrăgostită și cum zici tu, și de Ștefan Iordache. Ba, știi, toate cred că am fost de el, da, la un moment dat. Eu m-am îndrăgostit de Ștefan Iordache când era la notaratul. El a fost și unul din nași la multiplele mele căsătorii. Și cu Mihaela Tonica. Autoironia e una din calitățile tale. Păi ce să fac? Dar asta e viața, trebuie să recunosc. Așa, e foarte important să fim. Așa. Și avem umor. Eu m-am îndrăgostit de el în Bună seara domnule Wild, care era la Notara și era un spectacol extraordinar și era cu Carmen Stănescu, el, și țin minte că așa acum și în, tot la Notara, în Hamlet. Ăla a fost Hamletul cel mai, nu mai altul sau altul, el, da, a fost Hamletul lui Cernescu, cu Iordache. Dinu Cernescu, da. Dinu Cernescu, da. Și țin minte când cânta el cu Carmen Stănescu, se schimbă garda la Buckingham, era toată sala. Da, era, și Ștefan Iordache era cuceritor așa, deci cred că vorba ta, cred că multe femei au fost îndrăgostite de el, chiar și așa, numai văzându-l pe scenă. Venea la taică-miu la televiziune să vadă meciurile, la interviziune era acolo, da, să da, vadă, da, da, nu știu ce meciuri care nu se puteau transmite, că era mare microbist și... nu știu, adică a fost o perioadă... Eu am fost, a fost am avut privilegiu, știi, privilegiu să fiu în apropierea unor oameni extra, de asta spun, taică mi-a mai introdus într-o lume pe care n-aș fi putut să o cunoască nici dacă eram copil de princiar. Țin minte că am fost în Cantilii 13, unde era casa Mihaelei Tonița, unde stătea el, la Mihaela acasă, că era casa doamnei doctor, doamnei Tonița. Și am fost, era, el făcuse icterul ăla și toată lumea a spus că nu se poate să joace, era la Notara. Și știu că taică-miu s-a dus și a zis, domnule Iordache, tata n-a vorbit niciodată cu tovarășe sau cu chestii, Ștefane, și el a zis, nu, eu o să sunt terminat, sunt, nu mai am. Și a cu zis, cât timp înainte era? Sau... Nu, era când să-l ia la teatru mic. A, era bine, era bine. Și a zis, domnule Iordache, îți ofer o șansă să-ți revii. Nu. Și Mihaela i-a zis, ba da, du-te. Și așa a fost un moment istoric, că Ștefan vrea să-și încheie cariera, nu mai credea că poate să... El a avut un icter foarte puternic. Da. Bine, tatăl tău a fost pentru actori, a fost într-adevăr un mecenă, un om care a știut să-i pună în valoare, care a știut să... care a avut i-a iubit, să spun, iubire mare față de teatru, față de actor și în același timp pricepere și, da, și ce se întâmpla acolo a fost un fenomen teatru mic, a fost efectiv un fenomen. Da. Da, uite, știi, mă gândeam că noi am cunoscut foarte datorită taților noștri și pentru că ne-am născut în familiile în care ne-am născut fără să avem niciun merit. Da, am avut și o mare responsabilitate. Niște oameni, da, dar am avut și așa cum au toți copiii și aș vrea ca oamenii să se gândească unor la asta, toți copiii cu părinți celebri nu sunt chiar viața lor nu e chiar cea mai fericită din punctul din ăsta contră, de vedere. Nu dramatizăm. E o responsabilitate uriașă pe care o duci în spate și o târâi după tine și strângi din dinți și mergi mai departe, toată lumea îți cere mai mult decât ar trebui. Sau auzi foarte des fata lui. Sau fata lui, adică ca și când noi, și noi pe acolo, știi? Da. Și mai ales când mai e și femeie, știi? Da, că da. Trăim și într-o societate misogină, adică pic, și femeile sunt misogine. Un pic, femeile sunt cele mai misogine. Și atunci e o chestie cu care trebuie să te lupți tot timpul, dar care îți prinde și bine, pentru că te ambiționează, nu? Te întărește, te antrenează. Și vrei să demonstrezi mai mult decât decât un om care n-are neapărat povara asta în spate, știi? Dar pe de altă parte e și o mândrie, adică eu am scăpat de mult de chestia asta, am suferit foarte mult, presupun că și tu, că fata dar m-am ambiționat, mi-am văzut de drumul meu, după care am început să fiu mândră și atât. Eu am fost totdeauna mândră și atât, chiar și în momentele în care era persoana non grata, tata, a fost foarte mândră. Cu atât și, mai mult. Da, și mi-am zis, trebuie să demonstrez că ce se naște din pisică și oareși mănâncă. Exact. Dar că toți suntem... Da, am avut și un băiat pe care l-am iubit amândouă.
Da, acum asta, că asta povestim noi după. A fost o poveste mortală. O poveste mortală, da, 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 mortal. Da, da, da. Dar vezi ce înseamnă, ce frumos e, știi, să poți să te uiți în spate cu, așa, cu plăcere și cu amintirile astea, știi, care țin de primele iubiri, de toate nebunile, păi, astea, da, să, da, le, da, poți, da, vedea, da, așa, da, cu, da, da, bine, dar astea sunt cele mai frumoase, da, da, astea, da, cele mai frumoase lucruri. Da. Cele mai frumoase lucruri. Știu că te-am întâlnit a doua oară în viață în bucătărie la doamna Rolea. Da, doamna, da. Păi, știi, femeile care au iubit același bărbat ar trebui tocmai asta, să le apropie, să se, da, gândească că înseamnă că au ceva în comun. Da, da, știi? Da, și, da, din potrivă, pe femei chestia asta le, știi, și numai, și unor și bărbații se ceartă pe femei. Asta mi se pare așa o chestie meschină, știi? Să te cerți pe un bărbat sau pe o femeie fără să... Instinctual, așa, da, fără, da, da, fără, da, fără să înțelegi că de fapt e ceva normal. Adică se întâmplă suprapuneri de astea în viață, da, și asta nu înseamnă, da, din potrivă, înseamnă, da, că poate, știi? Da. Și mi-e foarte drag de, nu știu, de exemplu, fostele soții care se împrietenesc, știi, care au avut același soț și se împrietenesc. Dar și mai ales când e și un copil împreună, da, 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 când există și un copil la mijloc. Nu, nu, dar fostele soții între ele, ele, știi? Da, 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 da. Știi, care au înțelepciunea asta și care, în fond, dacă au avut același bărbat în perioade diferite, înseamnă că au ceva important în comun. Au iubit același om la un moment dat. Au iubit aceleași valori. Aceleași valori. E foarte frumos. Aceleași valori, da, da, da. E foarte frumos. Ce faci tu așa când te liniști, când este liniște, să te lasezi, când vrei să fugi de lumea dezlănțită? Când vreau să fug de lumea dezlănțită, nu mai pot să citesc, ți-am spus înainte. Decât biografii. Ți-am zis că cărți, mergem în seara asta și mergem la îți dau eu, da, ceva, da, cumpărăm împreună. Pe mine m-a vindecat Elena Ferrante. Nu mai, da, pot citi Elena Ferrante beletristică. Și citesc cu plăcere, de nu mai pot. Citesc biografii, jurnale, dar cel mai mult mă uit la filme. Mă uit la filme, cum se zice pe românește, în prostie. În prostie. Și eu făceam la și fel. Și e o fugă de realitate. Exact. Eu îmi dau seama că e o fugă de realitate. Bune, bune și filmele, da. Bune și filme. Dar nu atât de mult. Da. Adică tot ce e mult. Dar unde te uiți? Pe Netflix? Pe Netflix, pe HBO, pe online. Pe, da, online. Pe HBO. Vreau să-ți spun ceva. Pe online sunt niște reclame scabroase și mă gândesc că nu-i fer pentru copiii aia care poate dau. Domne, intră, nu se tot poate, timpul, intră tot timpul. Sunt cu pariuri. Nu scap de ele, exact. Da, pariuri și porno. Și porno. Da. Domne, nu se poate. Poate un copil de 5-6 ani dă pe... Nu, adică, eu nu știu, habar n-am cum se poate rezolva chestia asta, că nicio, nu mă pricep așa de mult. Dar deci e partea bună și partea rea... Bine, pe alea, acum să spun ceva, pe alea plătite, pe Netflix, pe ce nu se întâmplă? Nu, se pe alea plătite, pe alea, pe alea. Păi da, deci pe alea trebuie pirate, să plătim, da, da, pentru, da, da, asta. Da, dar e o plată mult prea grea. E adevărat, e mult, adevărat. Mult prea grea. Acum am terminat un serial, Obiecte Ascuțite, Sharp Objects. Asta vreau să-mi vinzi niște seriale, da, că eu nu mai știu, nu mai... Este extraordinar, da? Cu Amy Adams. Pe un ce? Pe ce? Pe, net, pe, pe net. HBO Go. A, pe HBO Go, trebuie, da, să fac abonament. Și... Bun serialul? Extraordinar. Bun? Extraordinar. A fost tabu pe cum care l-am... Cum obiecte, zice, da, chiar, da, așa? Obiecte, chiar, da? Obiecte ascuțite, o să vezi, este extraordinar. Despre jurnalistă. A, da, tare. Da. Așa, nu-ți spun că nu am abonament la HBO, să-mi, da, fac, că nu, da, sunt, da, nu sunt scumpe. După aia mai trebuie să vezi Tabu, ai văzut Tabu? Am auzit Tabu. Care are 9,8 pe IMDb. De multe ori le văd și uit titlul. 9,8 are pe IMDb? Da, uriaș, uriaș. Zi-mi mare doar subiectul. Este despre Londra anilor 1790-1820. Este extraordinar. Ah, lumea bine, aia. Există. Da. Și asta tot pe HBO Go? Asta pe Netflix, cred că e, sau pe HBO Go. HBO Go. Tot pe HBO, da, Go. Și Netflix-uri mă uit și revăd filme care mi-au plăcut extraordinar. Da, da, da. Și am avut câteva seriale care tot așa m-au prins, de nu mă culcam până la 4-5 dimineața. Așa. Și am zis, doamne, nu e în regulă, nu mai citesc, dau și mă uit așa. Ăla britanic, cum se numește... Of, ce babă care, sunt. Că sunt multe britanice. Era britanic despre familia care trece prin
mi-aduc eu aminte. Lască, da, când se termină emisiunea. Când se termină emisiunea. Vă scriu pe Facebook. După ce spune. Știi, da, salutări de la Vasile și noi așa. Deci sunt multe britanice foarte bune, nu știu, dar eu am văzut atât de multe seriale pe Netflix că le-am cam epuizat și nu prea mai am la ce. Și mai sunt astea care sunt SF-uri de astea ciudate care pe mine nu mă recunosc. Nu, nu, horror și SF am plecat. Da, mi induc o stare proastă și nu. Nu, dar nici nu mă uit. Mi-e plac astea psihologice, cu iubire, de ce nu, și cu iubire, istorice, drame, biografice, cu jurnaliști, cu nu știu ce, cu politică foarte mult. Da, House of Cards. Așa, după aia a mai fost un serial foarte tare, care cu multă politică, tot așa se întâmpla la Casa Albă, dar și cu amor și nu știu ce. Și îmi scapă numele, bineînțeles, stai că o să-mi aduc aminte. Deci uit tot timpul cum se numește serialul ăsta. Nu, dintr-un singur cuvânt și nu e nici pe Netflix, nici pe HBO Go. Vă zic pe... Eu să-mi aduc aminte și vă foarte tare. Deci mi-e plac astea care se întâmplă în mediile politice. Deci follow up on Facebook. Da, follow up on Facebook. Zice, a venit Cristina Țopescu, a adus o babă pe nu s-a dras. Nu s-a adus aminte nimic. Nu s-a adus aminte nimic. Și tu zice, lasă-mi. Am un două. Lasă că pe Facebook. Da, da. Oricum, deci cu cititul mai ușor, pentru că e clar că avem mintea, cred... Eu care citeam trei cărți la două zile. Da, și eu, deci le mâncam pe pâine. Le mâncam pe pâine și iubeam. Da, beletristică nu mai pot citi. Da, beletristică am zis, ok, chiar dacă nu mai citesc, am citit tone de beletristică, copil, fiind adolescent și foarte tânără, am citit tone. O fi Alzheimer? Okay. Și... Nu, așa prea rog, un lemp aici. Bine, acum, doamne fește, dacă e Alzheimer, măcar nu mai știm, nu mai... Zic, e alții cu noi, înțelegi? Dar... dar măcar să citim, dar eu am perioade, acum ați spus, mi-am revenit de curând cu Elena Ferrante, neapărat trebuie să-i scriu o scrisoare să-i mulțumesc, e pseudonimul, e italiancă, foarte puternică, foarte puternică scriitoare, așa, dar nu mai puteam să mă concentrez, dar înțelegi? Dar e bombardamentul ăsta informațional care... Și ai impresia că te tâmpești, sau că stai pe loc, dar chiar dai înapoi. Am citit un studiu extraordinar făcut de Universitatea Hopkins din Statele Unite, care spune așa, scrisul de mână dezvoltă imaginația. Extraordinar. Și tu încă scrii de mână, bravo. Eu scriu de mână, da. Eu nu. Nu mai știu. Și după aia trec pe așa, scrisul la computer tâmpește. Deci au dat seama. Simt asta, dar o simt, crede-mă. Deci simt că uneori îmi caut cuvintele. Acum e bine să spunem noi decât alții. Clar. Și oricum, ți-am zis, eu iubesc autoironia, oricum, și oamenii care sunt capabili de asta. Normal, altfel. Și e... Tu iubești pe Cioran, cum se spunea în franceză, foarte mult și eu îl iubesc pe Cioran, dar cel mai mult eu îl iubesc pe Țuțe. Și pe Țuțea, doamne, și dacă n-am văzut filmulețele cu el, puține câte sunt, de nu știu câte ori, ce, doamne, ce păpușă de om, venea să-l pupi în continuu. Dar și el a spus niște lucruri foarte dure despre foarte dureroase. Despre poporul ăsta, știi? Și foarte adevărat, a fost că tot vorbeam de obiecte ascuțite, sharp, cu minte sharp, știi? Suția, până în ultima clipă, ultima clipă. Da, și cu autoironie și cu haz nebun. Și cu tichiuța aia lui și dințișorii, gurița fără cu doi dințișori, ca un copil și mare. Și exerciții de admirație, cu Liceanu, nu Liceanu parcă era în dialog. Tata l-a cunoscut în 64 pe Cioran cu mama la Paris și după aia în 67 l-a cunoscut pe Havel și maica mea l-a tradus. Le-a tradus că era la Bratislava. Ce om minunat. Care, a putut să fie și om politic, deci a fost și președinte și a reușit, pentru că de foarte multe ori intelectualii ratează în politică, ai observat? Pentru că n-au vocație. Foarte bine spus. Da. N-au vocație și ratează. Da, Havel a avut. Havel a fost un președinte bun. Da. Dar s-a dus. Suntem câte minute? Mai avem unul, două. Deci, emisiunea 2000, emisiunea ta, spune-ne când e. Pentru că, uite, să ascultă mai multă lume radio. Când vă săturați de televizor și vă agresează televiziunea. Nu când vă săturați. Când vă agresează. Când vreți să faceți și altceva, să iubiți, să tricotați, să faceți amor. Exact, că radio merge, să gătiți, să faceți... Să fac amor pe emisiunea ta. Da, foarte bine, dar bineînțeles. Foarte frumos, nu? E onoare. E onoare, da. Când vreți să...
Este seara la 21.05 pe 105,3. Fiecare marți, se numește Oameni care mișcă România. Care mișcă am România. Și pagină de Facebook. Am început să și înregistrez video, că asta e viața. Asta e, mers. Da, n-ai ce face. Vorba da, numai că unii nu intră pe net, ascultă la radio și merge în mașină, mă sună din toată lumea că se ascultă pe net foarte mult. Sunt foarte fericită la radio. Am și un post de conducere, că sunt în Consiliul de Administrație, deci am fost director. Ce adică să ai mai trecut și prin asta. Am da, fost directorul prin... radioului. Uite, eu de deci... funcție am fugit tot timpul. Nu, eu mi-am dorit, pentru că era anul în care radio împlinea 80 de ani și am vrut să demonstrez că se poate și la radio. Uneori trebuie să fii într-o funcție de conducere ca să poți mișca lucruri, ca să poți da, exact era, și mișca eram lucruri împreună în România. Cu... Președinte, era o foarte bună prietena mea care a mizat pe mine foarte mult și eu pe ea, Maria Țoghină, un jurnalist rafinat și prietena da, mea, da, știu, o fată Țoghină, extraordinară, da. Care are seara o emisiune în care mai intru serviciu de noapte, un midnight caller de la, mai intru din când în când cu ea de la lunea spre marți, de la 12 noaptea la 2 și... Și mă simt bine. Bravo. Încheiem cu chestia asta frumoasă. Da, mă simt bine și sper să fie bine. Nu e puțin lucru da. Să te simți bine. Mă simt bine. Să-ți găsești liniștea. Mă simt bine cu mine. Da. Și cu tine. Și eu cu tine. Și mă bucur mult că ai venit. Noi continuăm acum, ne ducem și să scriem pe Facebook, chinezării știți? Și scriem pe Facebook scriem ce pe Facebook, ne aducem aminte. Follow-up. Da. Follow-up. Ce nu ne-am adus aminte. Deci, marțea, la ora 9:05, când vreți să o ascultați pe Ruxandra. Și noi ne revedem vinerea viitoare, cu drag.